Era până la baraca asta de acolo. Am luat undița, am mulinat-o astea până, că era acolo la setă, până s-a dus tuta la ultimul inel și am luat-o, zic, să bag și vacile și podii, zic, de potopul ăsta de ploaie, că începuse tare, știi? Domnul era că până am ajuns pe sub pod, m-a făcut fleașcă, aveam apă și în gură. M-am dezbrăcat la pielea goală și am stors hainile și sub pod de curent. Am stors și adică acolo, nu? Da, sunt aici, sub pod, chiar pe așa. Și m-a pus dacă și m-am îmbrăcat cu ele ude așa. Toată noaptea. Și de noaptea ai deșale. Și simt așa că mă doare în spate, bă, rinichii. Poți să răcești de acolo, plământ. Asta în cel mai fericit caz. Păi da. Sunt ales și cu altceva, cu un reumatism, cu ceva? A, reumatism am, nu e treaba. Dar nu mai puteam azi dimineața să mai merg, mă durea mijlocul, nu puteam să mai mă îndrept. Să vezi, a durat vreo 10 minute până m-am dezbrăcat, până le-am stors, le-am lăsat așa, m-am dezbrăcat acolo, la pielea goală, ce era cu se vadă pe că nu vedeai nimic, nu vedeai la 10 metri, atât de tare a plouat aici. Până aici, la asta, la prăvălie, la dispensar a plouat, puternic, zona asta aici. Era de dimineață, uite, a ieșit cu apă, era lacul mare de dimineață până am venit. Și după aia m-am îmbrăcat, s-a dat soarele mai târziu, s-a uscat alea o leacă pe mine, știi, dar de împlățânea din ce gură acolo de răsul sub pod. Și asta pe aia, tata lui Ion. Ea mai avea cum să fie al lui Ion. Are și el. Ion are și el pe al lui. El cu bicicleta când vine la pește, la salt când vine. Unde la clan. E la muncă, cred. Cred că e la muncă, așa ar trebui să fie în mod normal. Tatăl mare îmi făcuse... Lucram la petroliu și el făcuse invenția aia, apăsa aici, da, cu frână aia, cu cauciuc aici, pe ăsta. Păi n-aveai bă treabă, de ne-ai două pe plasega, pe costă de vale cu toată viteza. Erai sigur de frână. Da, dar ați mâncat cauciucul. Da? Îți mânca cauciucul. Păi era cauciuc pe cauciuc, dă-l deacu, că 3 metri se oprea, dacă o puneai mai tare. Mai am pe acasă una, e desfăcută, e pusă pe-n pod, dracu, acolo. Am zis eu să mai fac una. Să le faci din bucăți? Ai vrei? Am, dracu, am vreo bicicletă, dacă nu 10. Am o semicursieră de la Sorin Cerbănescu. Are cauciucul cu cameră cât deget, atâta. Și e roata din spate, cred că a căzut roznit cu ea și cred că a căzut pe roată. Că e geata, deci e rotundă, e așa strâmbă. Și vezi, trebuia normal să se slăbească spicile pe partea cu îndoitura. E tocmai invers. Trebuie desfăcute toate spicile și îndreptat cercul, dar nu se mai îndreaptă, că nu e de dura lumină. Se îndreaptă prin schimbare. Păi prin schimbare și unde găsești. Păi și mata ceva care să potrivească, nu neapărat să fie față, la față. Pe aia pe spate am băgat în locul ăla, că pe spate era. Am băgat de semicursieră de aia rusească. Dar e frâna, când vine frâna așa, atinge metalul de cauciuc, e cauciucul balonat, e cauciucul e așa. Ova la cătie, tata! Salutare tuturor, pescari și pescărițe! Mesaj important pentru hateri. Păi fraților, dacă nu vă place ce vedeți sau ce ascultați sau ce auziți pe canalul ăsta, știți că există și butonul de dislike. Dacă tot vreți să dați dislike și hate, mergeți și la celelalte clipuri și dați dislike și hate. Faceți-vă numărul, dați acolo tot ce trebuie, dislike, comment, share, subscribe și cu clopoțel și toate alea. Cam asta a fost în general. Nu uitați, urmează clipuri interesante, zic eu, sper. Cine vrea să rămână, rămâne, cine nu. Rămâne în continuare, dar așa, sub anonimat. Și cam asta ar fi. Până una alta, să aveți fire întinse și fum în frâne!